Spuneam data trecută, privind în Romani 4, că prin jertfa lui Iisus Hristos de la Golgota nu doar că suntem scutiți de plata pentru păcătoșenia noastră, nu doar că primim binecuvântări veșnice, dar există și rezultate imediate ale trăirii noastre cu și pentru Hristos. Dumnezeu ne pune la dispoziție toate indicațiile și răspunsurile necesare și tot ce avem de făcut este să le acordăm atenție și să ni le însușim. Vezi și Efeseni 1, versetul 3. Așadar, a fi îndreptățit prin credință produce rezultate extraordinare și în viața noastră imediată. Extragem din Roman 5 câteva dintre ele. 1. Pace cu Dumnezeu rezultă din versetul 1. Când ești sigur că păcatele sunt iertate și că totul este rezolvat între tine și Dumnezeu, vei simți o pace autentică și inexplicabilă. În al doilea rând, acces la Dumnezeu, prima parte a versetului 2. Pentru că ești copilul lui Dumnezeu, Tatăl Ceresc îți ascultă rugăciunile. El îți aude toate cererile și răspunde celor ce sunt în acord cu planul lui la momentul și în felul decise de înțelepciunea lui. În al treilea rând, speranță, versetul 2, partea a doua. În calitate de copii ai lui Dumnezeu, așteptăm cu nădejde întoarcerea Domnului Iisus pe pământ, vezi și 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 13. Și El va veni ca să-și ia mireasa, biserica de pe pământ. Asta înseamnă, desigur, că viitorul nostru veșnic este în prezența Dumnezeirii. În al patrulea rând, biruință în încercare, versetele 3 și 4. Adesea, lucrurile cele mai bune din viața creștină nu vin fără încercări și necazuri. Singurul mod în care Dumnezeu sporește rodnicia vieților noastre este prin altoirea mlădițelor. În al cincilea rezultat al îndreptățirii prin credință, dragostea, versetul 5. Ceea ce este turnată în noi este asigurarea că Dumnezeu ne iubește. Și mai mult, nu-L poți face pe Dumnezeu să înceteze să te iubească. Orice umbrelă ai deschide, oricum ai încerca să-i eviți, ori atenuezi dragostea, El nu va înceta niciodată să te iubească. În al șaselea rând, avem Duhul Sfânt, conform versetului 5. A treia persoană a Sfintei Trinități este ceea ce face dragostea lui Dumnezeu reală în inima și viața fiecărui credincios. Dacă faci liniște să asculți, vei auzi că Duhul Sfânt îți repetă cât de mult iubit ești. Continuă să-i ceri Domnului dragoste și Duh. În al șaptelea rând, din versetul 9 înțelegem că obținem și cruțarea de mânie, de mânia viitoare. Iisus are dorința, dreptul, puterea de a te elibera de sub puterea păcatului, dar și de a te scuti în viitor și de prezența păcatului și de pedepsirea păcătoșilor. Aceasta înseamnă că fiecare credincios va fi luat de pe pământ la răpire. În al optulea rând, din versetul 11, deducem că avem bucurie. Ne bucurăm în Domnul. Chiar acum, indiferent ce probleme ai avea, poți avea bucuria Domnului, te poți bucura în El. Domnul a conceput și a concretizat un plan ca să te elibereze, fiindcă te iubește. Așadar, bucură-te azi în Domnul pentru aceste extraordinare beneficii ale mântuirii. În plus, află că Dumnezeu vrea să facă și mai multe pentru răscumpărații, pentru copiii Săi. Lucrarea lui Dumnezeu în inimile noastre face posibilă creșterea în harul Domnului nostru Iisus Hristos, la care vom privi mai atent data viitoare.